Deci lecția 8-a. Am zis chiar 20 de minute. Iartă, Laura. Iartă, mă înțeleg tu. Ei, tata, vreau să faci lecțiile mai mici. Și Cristian, la fel m-a atenționat. Deci 7-8. Lecția 8-a. Lecția 8-a, sigur, trebuie să o continui pe cea de înainte. De aceea spun. În lecția anterioară a fost corespondentul fiecărei cifre, da? Și acum, aici zice aici, reprezentarea pe axă, reprezentarea pe axă, operații, fantastic! Deci trecem la lucrul cel mai operații, adică comparații și operații. Așa trebuie. Comparații între cifre și operații. Uitați-vă, având asta la de mână, acum, dragilor, vedeți cât de ușor lucrăm. Și iată, cinciul, din cine se compune? Păi, el vede din 1 și încă 4. 1 și încă 4. Ori 1 plus 4, ori 4 plus 1. Deci, 1 plus 4 este egal. Deci 1 ăsta plus 4 în continuare e ca și cum aș spune 4 plus 1. Egal cu 4 plus 1 și îmi dă 5. Deci, iată, 1 plus 4 egal cu 4 plus 1 egal cu 5. 2 plus 2 plus cine? 2 plus cât? La 2 cât se mai adaug până la 5? Ne vede 3. Atenție, dacă s-a exersat în lecția trecută, el deodată când și-a aruncat privirea, vede 3 aici. 3 segmente. Da? De aceea spune abstract. 2 plus 3 egal cu 3 până aici și încă 2. Egal cu 3 plus 2 și egal tot cu 5. Ce mai pot să spun aici? 0 plus 5, adică nimic, plus 5, egal cu 5 plus 0 și egal cu 5. Adică dacă eu nu adun nimic la 5, rămâne așa. La oricine, dacă nu adun nimic, dacă ai 5 obiecte și nu mai pui nimic, rămâne acelea. Asta. Nu? Deci, mai târziu spune adunarea, 0 nu influențează la adunare. Da. Asta. Mai târziu. Deocamdată asta facem. Tot aici. Hai să vedem. După ce am văzut că 4 plus 1 fac 5, acum zicem, din 5 dacă scădem pe 1, din tot 5 am tăiat pe 1, un segment am tăiat. Cât rămân? Dar cu 4. Dar din 5 dacă tai pe 4, 4 segmente, din toate 5 am tăiat 4, el când zice 4 așa, se duce repede, da? Că uite, îi se dă, după ce exersează, îi se dă așa cum îi se dă nouă. Vedeți, ochiul participă peste 50% la toată povestea asta. Închideți. Încercați după aceea să vedeți, fără reprezentarea asta, cât de greu îi vine. Și oricât obosiți și voi, obosește și el. De aceea el nu stă prea mult aici. Când faci abstract socotelile acelea, calculele acelea, el nu stă prea mult, nu are răbdare, pentru că deodată le ridica ștacheta foarte mult. Da? De ce? Că nu are încărcătura clară a cifrelor respective. Vizual acum o are. Este un lucru spectacol. 5 minus 4 egal cu 1. Da? 5 minus 3 egal cu 2. 5 minus 2 egal cu 3. Iată, ușor de făcut. Deci din 5, dacă scad 3 deodată, rămân 2. Dacă din 5 scad pe 2, rămân 3. Deci, uitați, de la 5 m-am dus înapoi 2 segmente și am dat peste 3. Fără să le mai număr. Că deja poziționarea înseamnă numărarea segmentelor respective. Da? Deci, iată, acest joc făcut îți dă posibilitatea să jonglezi cât se poate de interesant. Mai departe, l-am luat pe 5. Am discutat pe 5. Și am văzut care sunt componentele care duc spre 5. 4 și cu 1, 2 și cu 3. Nu? Și 3 și cu 2. Comutativitatea, de mai târziu. Am mers și cu scăderea din rezultatul respectiv,
din 5 ar scazi pe 1, rămâne celălalt, din 5 ar scazi pe 4, rămâne 1. Asta abstract, da? Abstract. Dar materializat este asta, pe reprezentarea pe dreaptă și totul merge foarte simplu. Și așa am făcut-o cu 5. Deci, ce vă spuneam mai înainte, când îi dai cifra 5 să vorbească tot ce știe el, o reprezintă prin câte obiecte este, reprezintă și pe dreaptă și face aceste lucruri. Așa înseamnă completarea fișei respective. Hai să zicem, fișa 5. Când vorbiți de fișa 5, asta trebuie să facem. Când vorbim de fișa 9, da? Hai să zicem că începem pentru 9. Fișa, chiar așa o să o intitulez. Eu le sar cu celelalte, le-am mai făcut și altă dată, dar acum le fac într-un alt limbaj. Observați, depun un efort susținut, mă gândesc, dacă vreți, în fiecare clipă să gătesc ideea cea mai bună, încât să pot ajunge foarte repede la mintea lor, indiferent ce sunt aceștia, care vor vedea filmulețul, iar părinții, bunicii, învățătorii să găsească în mine un sprijin și să putem schimba calitatea școlii. Dacă acum plecăm, refuzăm partea mecanicistă, lucrurile stau extraordinar mai târziu. Este spectaculos. Vă spun, invers, dacă s-a plecat pe partea mecanicistă, nu mai pot întoarce lucrurile. Cât mă strădui de mult, dacă el, mecanic, a învățat, așa, profesorii, învățătorii de mai târziu, profesorii, le dau un setul de formule. Și le aplicăm. Și azi ne învățăm, nu ne-am mai aplicat o perioadă timp, le-am uitat. Nu știi de unde vin acelea. N-au nicio legătură. Așa se întâmplă, dragilor, aici. Așa se întâmplă aici. Când ne dăm 12 cu 3 acolo, că fac 5, e mecanic. După un timp ajunge. Spune clar și e corect. Dar nu-i partea care îmi trebuie mie. Nu-i partea asta de gândire. Gândire, să spune, algoritmică. Gândire... găsirea corespondentului a tot ce înseamnă lumea din jur și tu să înțelegi cum anume. Așa vei lucra tot timpul. Așa mi s-a întâmplat mie. Din întâmplare mi s-a întâmplat. Să nu pot învăța niciodată mecanic. Adică dacă, așa cum mi-amintesc, învățătoarea îmi spunea, repete de 10 ori lecția asta, și eu până la 5-a oară mergea mai greu, după aceea, de la 5, 6, 7, 8, mergea foarte repede. Citeam lecția 10 ori, chiar așa era comanda. Bun. Hai să facem pentru nou. Fișa, hai să zicem așa, fișa, cifrei, nou. Da, fișa cifre 9. Ce trebuie să facă el? El trebuie să spună că 9, cine și cu cine fac 9? Da? Care sunt variantele 9? Păi, 8 plus 1, da? 8 plus 1, e de parcă aș spune 1 plus 8. Egal cu 1 plus 8. Adică, la 8, dacă mai pui 1, e ca și cum l-ai avea ăsta la început 1 și plus celălalt 8. Da? Fac 9. Cum a observat Sana, 7 plus 2. Ea a spus, știu șmecheria, bubule, scad pe ăsta, cresc pe ăsta. Deci, la mecanic făcea asta. Atenție, mecanic. Văzut să ia niște legături de acestea. Și de aia spunea că știe foarte bine asta. Da? Dar acum, 7 plus 2, 7 plus 2, 9. Da? 7 plus 2, egal cu 2 plus 7 și egal cu 9. 6 plus 3 egal cu 3 plus 6 și face 9. Iată cât e de clar. 6 plus 3 deodată, cu ochiul de așa s-a format și ne numără deodată, le prinde pe dată, nu zice 1 plus 2 plus, deci 6 plus 3, 1, 2, 3. Nu. Deci, atenție, mult instant, deodată, după exercițiul cu degețelele, acum merge și treaba asta. Apoi, 5 plus 4 egal cu 4 plus 5 și egal cu 9. Și deodată, vedeți cu scăderea, da? Din 9, dacă scădem pe 1, egal cu 8. Din 9, dacă scădem pe 8, egal cu 1. Da?
9 scăzut 1 face 8, 9 scăzut 8 face 1, 9 scăzut 2, 9 scăzut 2 și-a dat peste 7. Vedeți, nu vei avea nicio... El va da cu precizii toate acestea. El vede 9 scăzut 2, 7. Dar asta îi rămân definitiv în minte. Definitiv în minte. Iar dacă are ceva, câtă vreme a fost tot făcut desenul, a văzut 9 și scăzut 2, a dat peste 7. Adică l-a dat pe 8 și a dat peste 7, încă un segment înapoi. Da? Două segmente. 9 minus 2 egal cu cât cu 7 și 9 minus 7 egal cu 2. 9 minus 3 egal cu 6 și 9 minus 6 egal cu 3. Apoi 9 minus 4 egal cu 5 și respectiv 9 minus 5 egal cu 4. Dragilor, deci în perioada asta, faptul că face cifre, faptul că face când completează fișa nouă pentru cifra nouă, păi o sumedenie de lucruri are el aici. Anume, să tragă linia asta, să ia segmentele acelea, să le măsoare, să le delimiteze, să scrie cifrele. Cinciul e important, că cele cinci de aici la mână și lucruri de aici în jurul lui cinci, cinci cu doi, șapte, cinci, scăzut doi, trei, toate acestea constituie, dacă vreți, un bagaj de informații deosebit de valoros la care participă și ochiul. Deci, neapărat. Mai mult am rezolvat problema materializării conținutului cifrei respective, a lui șapte obiecte. Ce or fi acelea? Bănci, șapte copii în clasă și așa mai departe. Găsiți tot felul de corespondent. Așadar, o reprezentare pe axă, operațiile, da? Și acum urmează compararea. Deci, compararea a două sau trei cifre. Compararea a două cifre, mai corect. Compararea a două cifre. Deci, compararea a două cifre. Tot aici, tot la lecția asta, să văd de cât minute mai fac, să mai fac, să o lungesc prea mult. Compararea a două cifre. 12 minute, mai am 3. Să fac de cifre aceeași. Compararea a două cifre. Adică se spune, comparați 2-ul cu 7. 2-ul cu 7. Păi, care e mai mare? Cine e mai la o distanță mai mare? Cine reprezintă mai multe obiecte? 7. Adică 2 este mai mic decât 7. Și scrim așa, dragilor. 2 mai mic. Ăsta e. Vârful indică pe cel mai mic. 2 mai mic decât 7. Iar deschizătura indică cel mai mare. Sau poate foarte bine spunem 7 e mai mare. Deci, e mai mare decât 2. Deci, vârful îl indică vârful săgeții îl indică pe el mai mic, iar deschizătura pe el mai mare. Da? Putem scrie și așa, că 2 e mai mic decât 7, sau că 7 e mai mare ca 2. Pur și simplu, dacă ați înțeles simbolul ăsta, acesta este simbolul, da? Care ne indică cine e mai mic și cine e mai mare. Ăsta aici mic, vârful, asta în dreptul, în partea asta, mai mare. Și acum întreb, cu cât e mai mare? Și scrieți în dreptul său cu câte? Cu 5. Deci 2 e mai mic decât 7 cu 5. Fiindcă 2 și cu 5 fac 7. Ca să ajungi la 7 mai trebuie și 5. Da? Și acum el scrie. Deci am dat două cifre la întâmplare, da? Două cifre din cele de aici. Două cifre. Și el trebuie să le compare. Dar trebuie să spună de ce. Pentru că 2 reprezintă 2 obiecte, 7 obiecte. Și câte ar mai trebui? E foarte important. Aici facem chestia asta. Ca și m-aș spune 2 plus cât egal cu 7. Prima lecție, să spunem, în care îl punem și pe la... să analizeze. 2 și cu cine? Și
După ce face chestia, se spune că 2 plus 5, 2 plus cât, punem o căsuță, egal cu 7. Și aici trebuie să completeze pe 5-ul ăsta, care era diferența între 2 și 7. Da? Deci asta este important, compararea a două cifre, cu toată povestea asta. Hai să opresc lecția acum și să mă duc la următoarele lecții.